Ghișeele Direcției de Taxă și Impozite Locale Giurgiu s-au redeschis imediat după încheierea mini-vacanței de care au profitat toți bugetarii. Odată cu ele au apărut și primii contribuabili, deloc puțin la număr, dacă este să ne luăm după sumele încasate. Comparativ cu anul trecut, e o ușoară creștere, dar nu în afara termenilor, nu putem vorbi de o exagerare, comparativ cu anii trecuți. Dacă în prima zi am avut undeva în jur de 220 de persoane fizice, astăzi e un pic mai mult, ne apropiem de 250. Încasările, pot să vă spun, în prima zi am avut aproape 1 miliard, astăzi un picuț mai mult, o să încercăm să-l depășim. Având în vedere că dările locale au fost majorate cu 10-15%, giurgiuvenii sunt nevoiți să plătească taxe și impozite mai mari decât cele achitate până acum. Dacă în anii precedenți un deținător, să zicem, de un apartament cu 3 camere de 64 de metri pătrați în Tineretul îi plătea 105 lei cu aproximație, anul acesta el trebuie să scoată din buzunar circa 125 de lei. Creșterea este undeva în jur de 10-15% comparativ cu anul precedent. Giurgiuvenii care vor să economisească fiecare bănuț, dar care totuși vor să fie la zi cu toate dările, pot beneficia de o reducere la plata taxelor și impozitelor locale dacă le achită până la finele lunii martie. Există de asemenea posibilitatea ca suma datorată să fie plătită în două tranșe. Cei care vor să plătească în primele 3 luni ale anului, mai exact până pe 31 martie, trebuie să știe că beneficiază de o reducere de 10%, de o bonificație de 10%. Vă dați seama, dacă vin și optează pentru această variantă, nu mai sunt expuși acestei creșteri de măriri de taxe și impozite decisă de Consiliul Local anul trecut. Pentru a evita aglomerația de la ghișee, giurgiuvenii se pot adresa și celui de-al doilea punct de lucru al Direcției de Taxe și Impozite, situat în imediata apropierea parcului Alei, în clădirea fostei Universități Brie.